întârzierile punctualitatea insuportabilă există oameni care suferă literalmente de mania punctualității dacă au întârziat 5 minute este o catastrofă cosmică sunt gata să intre în pământ eu nu întârzi niciodată eu vin mereu la timp aceasta nu este pentru ei doar o cerință a regulilor bunei cuvinte și a politeței, ci și o chestiune de onoare, un semn al decenței, un indicator al demnității umane. Tocmai oamenii de acest gen sunt adeseori foarte intoleranți nu numai față de propriile întârzieri, ci și față de întârzierile altora. Nu vreau să îi dezamăgesc pe cei ce sunt convinși Că pe ei se poate pune bază la modul absolut, dar oameni absolut de nădejde nu există. Există oameni care ori nu-și observă întârzierile, ori și le îndreptățesc. Șeful nu întârzie, ci este reținut, ori aruncă responsabilitatea pentru ele pe umerii altora. Nu mi s-a explicat cum să găsesc strada respectivă. Mai este încă o formulă magică. Am întârziat, deci așa trebuia să fie. Cui îi trebuia, asta nu se mai precizează. Cu privire la aceasta, cineva a zis foarte nimerit: Niciodată nu poți ști sigur dacă ajungi la timp din fericire sau întârzii din nefericire. Dacă toate tertipurile acestea dau greș și trebuie, totuși să recunoască faptul că a încălcat înțelegerea stabilită, punctualul întârziat e, îndeopște, chinuit de sentimentul vinovăției și rușinii și îi ia mult timp ca să-și vină în fire după această cădere în ochii celor din jur și, principalul, în proprii ochi. Greu îi vine omului să fie dezamăgit în privința propriei punctualități ireproșabile și puțin dintre cei superpunctuali pot privi propria persoană și situația respectivă cu înțelegere sau cu umor. Iar dacă întârzie din vina altcuiva, vinovatul nu-i de invidiat. O să audă multe lucruri neplăcute la adresa sa. Sigur, punctualitatea este un lucru bun, dar este rău când îi se atribuie o importanță prea mare. Atitudinea prea crispată față de punctualitate poate fi provocată de diverse cauze. Regule, regulile din familie. În familia noastră nu întârzie nimeni niciodată. Sau, din potrivă, dorința de a nu semăna cu membrii zăpăciți ai propriei familii, așa numitul antiscenariu. Poate că respectivul a fost pedepsit cu asprime pentru întârzieri în copilărie. Sau, din potrivă, venirea la timp era singurul motiv de laudă. Al nostru e prostovan, dar măcar niciodată nu întârzie. Oricum ar fi, dacă există o anumită exagerare, o hipersensibilitate față de ceva, în cazul nostru față de întârzieri, aceasta este, de regulă, semn al unei anumite deformări a percepției, deformare care este legată, de trăiri emoționale puternice. Dacă observați la voi înșivă o asemenea deformare, este important să recunoașteți că nu faceți bine, dar să nu vă mustrați, să nu vă justificați, ci să încercați să adoptați pentru o vreme o poziție neutră de observator, fără judecăți de valoare, ca să puteți studia mai bine particularitățile propriilor reacții. După ce veți fi lămurit toate detaliile și nuanțele, va fi mai ușor să găsiți cauzele, iar știind cauzele, să găsiți mijloace de corecție a propriilor exagerări. Acestea pot fi neînsemnate, de tipul cu care omul se descurcă fără mare greutate și singur. Dar există și cazuri complicate, când ajutorul psihologului este indispensabil. Principalul este să țineți minte că dacă aveți cu adevărat dorință, se poate rezolva aproape orice.